din Ucraina și au fost două subiecte importante și anume acela modul în care ne coordonăm activitățile cu autoritățile din Republica Moldova pentru crearea unui culoar verde, astfel încât să facilităm tranzitul cetățenilor ucrainieni prin Republica Moldova, punând la dispoziție mijloace de transport autorităților moldovene și, desigur, amplificând mijloacele și personalul necesar pentru a putea să procesăm mai ușor cetățenii ucrainieni la granița din România. De asemenea, un alt subiect foarte important a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor pe care țara noastră l-a făcut până în acest moment de la începerea conflictului din Ucraina. Am reușit să discutăm cu toate instituțiile implicate și în felul acesta suma totală este de aproximativ 51 de milioane de lei și am discutat cu toate ministerele de linie, astfel încât săptămâna viitoare să putem să înaintăm documentele la Bruxelles pentru începerea decontărilor. Totodată, după finalizarea activității Task Force-ului, am avut o ședință de guvern în care am stabilit costurile pe care le asigurăm pentru cetățenii ucrainieni. Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazați în spațiile asigurate de instituțiile statului, costul să fie de 50 de lei per persoană. Pentru cei care vor fi cazați în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului, costul să fie de 100 de lei per persoană. În total, suma pe care am evaluat-o la nivelul guvernului și care va fi pusă la dispoziție din fondul de rezervă, în primă fază, este de aproximativ 208 milioane. De asemenea, aseară am abilitat prin hotărârea CNSU ca departamentul pentru situații de urgență să înceapă de îndată pregătirile pentru organizarea unui hub umanitar în România. El va fi organizat la Suceava. Pentru acest demers am discutat cu domnul președinte Klaus Iohannis, cu doamna președinte a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, și de asemenea cu doamna comisar Ylva Johansson, comisar pentru afaceri interne. Avem convingerea că acest hub, sub coordonarea autorităților de la Bruxelles, va putea să faciliteze și să asigure coerență întregului efort care se face pentru a ajuta cetățenii ucrainieni și în felul acesta vreau să subliniez, contribuția autorităților române este una semnificativă. Până în acest moment am putut să observăm cu toții o mobilizare și un gest de solidaritate exemplare ale cetățenilor români și ale organizațiilor neguvernamentale, ale societății civile în ansamblul său și ale instituțiilor statului. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru modul în care au înțeles să-și facă datoria față de cetățenii care sunt îngroziți, care sunt
năpăstuiți de tot ceea ce înseamnă consecințele războiului generat de invazia armatei ruse în Ucraina. Pe platforma Ucraina împreună ajutăm mai mult. Până în acest moment avem înscrise 5.700 de oferte. Această cifră spune tot despre ceea ce poate să însemne ajutorul în alimente, în medicamente, în spații de cazare, inclusiv în cartele SIM, de ce nu? Și este dovada faptului că, așa cum spuneam mai devreme, cetățenii țării noastre au înțeles și s-au mobilizat exemplar. Această campanie de donație va continua într-o formă ce va fi îmbunătățită cu reprezentanții Code for Romania, structură pe două paliere, un acoperiș pentru managementul și validarea cererilor și ofertelor de cazare și sprijin de urgență pentru managementul și alocarea altor tipuri de resurse. Desigur, discutăm de hrană, produse de igienă și îmbrăcăminte. În acest moment, continuă întreg efortul pentru ca aceste ajutoare să ajungă în Ucraina. Probabil chiar acum când vorbim, cel de-al patrulea eșalon urmează să treacă granița și să continue să asigure coerența demersurilor pe care noi le facem în acest sprijin umanitar de care cetățenii ucrainieni au nevoie. Doresc pe această cale încă o dată să mulțumesc tuturor pentru modul în care au înțeles să se mobilizeze, inclusiv pentru acel demers de donare de sânge. Cantitatea este consistentă. Am discutat cu domnul ministru Rafila și sunt în pregătire spre finalizare demersurile ca acest transport să poată să aibă loc în momentul în care sunt îndeplinite condițiile specifice. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care s-au înscris în acest demers. Este cât se poate de evident că avem nevoie ca toate aceste eforturi să fie în continuare coordonate, integrate și sunt convins că acest efort va reuși să sprijine cetățenii ucrainieni care au cu adevărat nevoie de noi. Vă mulțumesc!